Bun, înregistrăm, mai să vă arăt. Trei case extrem de amuzante pe care eu le știu, cred că le-am și văzut, de fapt nu, pe una am văzut-o personal și, da, două le-am văzut personal și asta e a treia și a treia o să vă arăt problema. Chestia asta este de vânzare de ani de zile. Problema principală, v-am spus-o data trecută, sunt două corpuri de casă, trei de fapt. Deci, aici în dreapta de mouse-ul, aici în dreapta este corpul principal de casă și oamenii au făcut aici o garsonieră și aici o garsonieră. Nu comunică între ele. Nici garsoniera asta cu asta, deci corpurile astea trei sunt separate, sunt doar lipite și aparțin aceleiași proprietăți. Nu comunică între ele. Da? Și faza e în felul următor. Aici e sufrageria. Deci uitați-vă, sufrageria într-o parte, da, deci televizorul micuț așa și aici, de aici începe bucătăria. Da? Deci este sfagia, bucătăria în același loc. O singură baie, garsonierea au și ele câte o baie. Și dacă vrei să faci o configurare, dacă vrei să unești, ideea lor deșteaptă, nu se vede de aici din poze, era undeva din dormitorul, urcai într-un pod, pardon, și din podul ăsta trebuia să te legi de garsonierele alte două. Deci, uitați-vă pe aici, pe scările astea, parcă. Da? Deci tu cumva îți sacrificai unul din dormitoare, pentru că îl făceai cale de acces, către garsonierele alte două. Da? Bun. Am făcut și eu calculul și mai vorbisem cu niște oameni înainte, știam așa și am întrebat, nu vă supărați. Da. Cât să coste chestia asta? Păi, stați să vedeți. Păi, cârmârbâr. E o discuție din asta teribil de sterilă, la modul că ei știu foarte bine că o să costă o căruță de bani. Gândiți-vă că trebuie să dați jos acoperișul, trebuie să dați jos bârnele, trebuie reconfigurat, adică trebuie făcut o chestie asta de minim 2 metri ca să poți să treci prin ea. Și acoperișul este micuț, adică nu știu dacă puteai să stai în picioare în el. Deci era o chestie asta din ochi, 23.000 de euro. Știți? Și ei, a, stai puțin, cârmârbâr. Zic, fix despre asta e vorba. Fix de-aia nu vrea nimeni să cumpere. Cine are 150.000 de euro are opțiuni mai bune. Cine vede potențialul o să vrea să dărâme, o să vrea să facă altceva. Dar să o iei să stai așa este foarte complicat. Și aici e altă chestie. Ok. Îți vin muncitorii să lucreze și astea sunt locurile lor de parcare. Mașina, doamne, mașina proprietăresei am impresia că e chiar asta. Deci dacă ai ceva un picuț mai mare decât Duster-ul și sunt mașini na, un picuț mai mare, adică Duster-ul am impresia că are 1600 lățime și RAV-ul meu are 1800, ceva în genul ăsta. Deci dacă ai o mașină un picuț mai lată, risc să ți-o zgârie orice trece pe acolo. Unde oprești duba, unde oprești mașina care se duce materiale, unde oprești? La același lucru, nu poți să întorci pe strada asta, trebuie să mergi până la mama dracului să întorci. Deci e și asta o problemă. Deci ca cineva să cumpere casa asta, trebuie să mai bage 50.000 de euro înainte, deci acum 2 ani de zile, să fie băgat încă 50.000 de euro ca să o aducă la, acum probabil e 70. Și de asta nu se vinde. De asta nu se vinde. Nu ai ce să faci, că deci, uitați-vă aici un picuț. Asta este casa și astea sunt cele două garsoniere. Deci uitați-vă cât de mic este acoperișul și trebuie să faci trecere. Deci, am stat și m-am uitat și că na, doamna era deschisă la vorbă și discutau cu agenta și eu am stat și m-am uitat așa un picuț la cum se poate face tehnic chestia asta cu cunoștințele mele de începător de mediu. Nu se poate face. Nu se poate face. Decât cu foarte mulți bani. Și atunci, de-aia nu se vinde. Același lucru și cu casa asta. V-am mai arătat-o. Acum este 180, este și la 165, este și la 160 de vânzare. Aici, ăsta e dormitorul, asta e sufrageria. Da? Vedeți? Deci dormitor aici, sufragerie aici. Ok, neplăcut. Foarte neplăcut. Asta este camera de la etaj. Deci urci la etaj și este această cameră. Și din această cameră se face o ușă din nou, asta era mansardă, către o altă chestie neamenajată. Și mai puteți să mai faceți un dormitor aici. Păi și cum îl accesez? Intru întâi în dormitorul 1 și mai în dormitorul 2? Exact.
Despre asta e vorba. Altceva. Aici, pe chestia asta, te duci pe un hol unde e bucătăria. Și ai bucătărie, deci bucătăria era la subsol, în beci, și lângă această bucătărie, ei au mai săpat un beci. Nu vreau să zic că e umed, dar e umed. Și bucătăria are 2 metri. Deci dacă ești un picuț mai înalt, dacă vrei să pui o... adică trebuie să pui... totul trebuie pus vai de vai de. Da? Și asta este o cameră făcută... asta a fost o magazie și eu am făcut-o într-o cameră de locuit. Probabil că mai stătea cineva în ea. Sau, asta a fost... m-am dus să văd pentru că era bună de birou. Adică era o magazie transformată în cameră cu de toate și... dar ploua pe ea. Ploua pe ea și în ea și nu știu ce. Și, nu, că o reparăm noi. Ok, o reparați, dar de ce plouă în ea? Pentru că e țigla pusă prost, nu? E tabla pusă prost. Da? Doar acum, doar aici. Și când am fost, noi ploua pe perete, dar ploua pe perete la modul se vedea susurând. Și asta înseamnă că s-a infiltrat deja și deci nu se poate, adică nu doar a stup gaura, ci trebuie să găsești și sursa și trebuie să dai ten cu ea și așa mai departe. Și da. Curtea este de aici până aici, deci asta este camera, mă rog, asta sunt niște poze mai vechi, era aranjată mai frumos. Asta e curtea. Deci 4 metri, 5 metri. E... și, da, și aici este beciul făcut lângă. Deci uitați-vă, aici vii la etaj, în dormitorul de la etaj și aici mai este ușa unde duci și o chestie neamenajată. Uite. Și din nou, nu poți să stai în picioare în ea foarte bine. Și uitați-vă, deci, uitați-vă cât de înalt este frigiderul și cât spațiu a mai rămas. Asta e. Și o chestie pe care am mai spus-o și am mai văzut-o și am văzut-o și în alte părți, este făcută cu materiale ieftine. Ieftine și foarte, foarte ieftine. Ceea ce înseamnă că tot e cu cârpeală. Tot e cu cârpeală, tot e cu cârpeală și o iei, te muți așa în ea și începe să strige. Și aia, 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 și aia. Da? Și de-aia nu se vinde și la vânzare de ani de zile. Te întâlnești cu doamna, că și aici e o doamnă proprietară, și ea spune, acum că eu săptămâna viitoare o vând, că vreau să cumpăr nu știu altă casă. Bine, 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 bine. Și din nou, la vânzare 2-3 ani de zile mai dau ăștia puși la anunț. Asta este o altă chestie foarte interesantă de văzut. Vă arăt așa, pozele trecând prin ele, deci intri pe partea asta și asta e casa, mă rog, a turnat beton, că nu-i trebuia altceva. Bucăți de mobilă din toate părțile, nu se... Ia uitați aici ce frumos este. Da, a plouat un picuț. Mă rog, astea sunt mici detalii. Ușile astea sunt da, cu 60 de ani. Da? Deci, aici. Asta vreau să vă arăt. Deci este o casă tip vagon. Totul este o casă tip vagon. Deci intri într-o cameră, din cameră în alta. Probabil că sunt. Acum, habar n-am. Aici apare intrare, aici apare intrare. Mă rog, irelevant. Deci nu poți să faci dormitor aici. Ce e de făcut aici? Dărâm jumate din camerele astea sau mai dărâm din ele și faci un hol. Faci un hol din termopan, din OSB, se poate face, e ușor de făcut, nu e ce știe ce șmecherie. Ca să poți să... Altă chestie. După ce faci holul, trebuie să reconfigurezi, trebuie să astupi ușile astea, da? Și să faci uși din nou, din holul ăsta în fiecare uși. Numai molozul, numai cât e de nou. Trebuie să dărâm cărămida veche pe care nimeni nu stă. Adică, bă, poți să stai să dai jos adezivul de pe ea și să o folosești din nou la acoperi ușa, la acoperi ușile existente. Da? Deci faci gaură și cu ce material din gaură, dar e mult mai simplu să arunci molozul ăla și să iei becea care e ieftină și e ușor de manevrat și se poate face. Bine, e un pic de migală, dar e mai ușor de manevrat decât cărămida și fiind blocurile alea mai mari, se rezolvă mult mai repede și poți să astupi la din nou. Deci este o muncă și gândiți-vă că este de arunca moloz. De arunca moloz, de arunca moloz și de deranj. Dar ca să faci așa. Și asta doar atât. Doar asta. Din nou, trebuie dărâmate toate sobele astea, pus calorifere. Pentru că uitați, el are calorifere. Dar a păstrat și soba, că mai punea o chestie pe ea. Și uitați-vă ușile astea, toate ușile astea trebuie refăcute. Da? Toate ușile trebuie, toate mobilele astea trebuie aruncate, la fel. Să chem mașină să moloz, Da? Aici trebuie investigat de ce era atul ăsta. Și uitați-vă aici câte
Ăsta e de un fel, ăsta e de altfel. Ușa asta, vai mama ei, aici este, uitați, sunt trei trepte. De ce sunt trei trepte? Adică, you know, o familie de oameni normali. Sau, și aici, aici, uitați, se vede că este pe jos, este dușumea din aia veche. Care, da, e mișto, da, toate, tafel, toate țivilizația trebuie. O familie de oameni normali se uită și spune, da, o cumpărăm, că este 80.000, 82.000. Cât ne costă să stăm ca oameni normali din ea? Încă 40.000, da? De 120.000 mă duc și mi-au casă de aia înșiruită și e la gata. E la gata și n-am dureri de cap. Am acea spațiu. Și dați-vă, sunt trei camere, deci două. Vai, mama e. De-asta casele astea. Din nou, cine ar vrea să stea în jegul ăsta nu are 82.000. Cine vrea să stea sau cine e disperat nu are 82.000. Am cunoscut oameni care, domne, am vrea și noi, că nu știu ce, că suntem amărâți, că alea. Sunt oameni care, am cunoscut la un moment dat niște familii, trăiseră în case din alea care nu erau ale lor, erau ale cuiva și când a venit moștenitor a trebuit să plece și ei n-aveau niciun ban. Și da, ar fi fost, adică i-ar fi stat în așa ceva. Dar n-aveau 82.000. Dacă avea 82.000, probabil ar fi cumpărat unde stau sau ar fi cumpărat altceva. Despre asta e vorba. Deci casa asta, nu, sincer, nu știu, să mi-o dea cu 40.000, să mi-o dea cu 40.000 și mai bag eu 40 și abia atunci să ajungă să valoreze 80. Cu reconfigurări, cu nu știu ce, cu proiecte, cu arhitect, cu trebuie turnat, trebuie egalizat șapa, trebuie egalizat camerele alea, pentru că numai... Nu poți să stai în ea, în halul ăsta. N-am găsit casa aia, dar vă arăt altceva. Unde e Războieniu Vulcan? Nu, pardon, Războieniu e în partea asta altă. Spartacus, așa, Războieniu. Ce era fix aici. Am fost la Fract zilele trecute. Este foarte super deschis și casa asta era de vânzare. Fix casa asta. Dar casa avea la fel. Deci trei camere, vagon și o bucătărie și baie în spate. Și era odată scumpă și greu configurabilă, adică ok, dormitor stânga, dormitor dreapta, sufragerie. Dar cum ajungi în baie? Pentru că nu avea cum să ajungi decât dintr-unul din dormitoare. Avea o singură baie. Și a cumpărat-o cineva și a făcut-o local. Este un local foarte drăguț. În spate este un cămin de militari. Foarte drăguț, au pus un gard de vreo 3-4 metri, dar oricum este foarte, foarte și era bună ca preț, dar din nou, eu n-am văzut cum o puteam configura pentru noi să locuim în ea. Și de asta n-am interesat, ne bucurăm că a luat-o cineva. Să mergem pe carierei, să vă explic aici la Bobâlna Residence. Da, uite fix aici, asta e casa, aici. Casa asta era foarte interesantă la 150.000. Poa este așa. Aici e o cală de acces care aparține lui casa asta. Și tanti nu voia să vândă casa asta. Nu voia să trecem în acte că totuși am și eu cale de acces aici. Sau să împărțim cumva, sau să facem cumva. Nu, stați puțin că vă dau eu voie să... Cum dați voie dumneavoastră? Trebuie să trecem legal. A doua chestie. Din toată curtea, odată te vedea vila asta și aici te vedea ușa din rezidențial. Și ușa de la rezidențial, de la etajul 1 încolo, te vedeau foarte bine. Altă problemă, aici erau niște magazii și aici și aici, vai mama lor, adică erau niște chestii demolabile. Dar demolai asta și te vedeau, din nou, aici și aici e rezidențial și aici e rezidențial. Te vedeau ăștia. Ok, hai că zic că reparai una din magazii, o dărâmai pe aia altă, vai mama ei, da? Ok. Mai departe. Oamenii ăștia făcuseră, deci în casa asta, băi, erau, la fel, făcut cu materiale cele mai ieftine, oamenii modești, să zicem. Era făcut în toate felurile, toate nivelurile cu, deci nu era la modul, hai să luăm 20 de metri de gresie. Nu, cât are camera? 12 metri. Azi luăm 12 metri de gresie. Peste 6 luni de zile, când mai avem timp, mai luăm încă 12 metri de gresie, dar nu la fel, luăm din alt model. Și tot așa. Deci era la modul, erau trepte în casa aia, deci eu mă gândeam, zic, bă,
Nu poți să stai cu aspiratorul ăla, cu robotul, nu poți să-l pui în casa asta, pentru că nu este, adică trebuie să ai cât un robot în fiecare cameră, pentru că nu era nicio logică. La etaj urcai și ei deja făcuse niște configurări care erau proaste și bă, asta trebuie dărâmate, deci trebuie cumva reconfigurat un picuț acoperișul ca să poți să faci niște dormitoare aici. Și voiau 150.000 pe ea și nu, actele nu erau în regulă. Mai departe, și mai amuzantă faza, aici e o grădină care aparține lui doamna asta. Și zic, bun, tăiem pe din două, aici era destul loc, facem calea de acces pe din două, da? Pe o parte intru eu, pe o parte nu e așa mare problematică, da. Adică erau aici mai mult de, nu știu dacă mai mult de 6 metri, dar 3 metri e cal de acces pentru mașină, da? Zic, hai că intri cu mașina 3 metri aici. Dar zic, ce fac eu aici? Îi las doamna să treacă peste drum, peste grădina mea? Să treacă ca să-și intre în grădina asta? Păi stați că ne înțelegem. Lotul era măricel. Nu știu dacă era inclusiv cu magazinele astea sau astea ale vecinilor. Vecinii aici creșteau găini. Îmi plăcea că și porci. Sau să mira ceva miros de porci pe aici. Zona asta e destul de... E interesant aici să faci Oktoberfest-ul. Uite, chiar se vede. Dar e o zonă așa, plâng faptul că aici, na. Așadar, mi s-a părut așa de... Și zic, bun, am discutat cu nena asta, că era și agentul imobiliar, era și doamnă. Zic, băi, tată, cine voia... Nu voia nimeni în considerare absolut nimic până nu puneți actele în ordine. Nu, că stați puțin, că vă faceți dumneavoastră, că zic, bă, nimeni nu cumpără pe promisiuni. Cine o să cumpere, nu vreți voi să vindeți către ei. Nu vreți să-i aveți în curte. Și știți foarte bine la ce mă refer. Nu vreți să-i aveți în curte. Deci ca să vină cineva normal la cap, trebuie în primul rând calea de acces trecută în acte. Trebuie la fel grădina aia, ori trebuie să mi-o vinzi mie, pentru că altfel n-ai cum să-ți lasi eu ție calea de, adică să treci peste calea mea de acces ca să intri în grădina ta. Hai, astea sunt mizerii. Nu, că doamna, că e de înțeles, că e nu știu ce, mă doare în brebenel. Altă chestie mai era asta de vânzare. Omul n-a avut inspirația să o vândă înainte să facă chestia asta. Și este, deci e casa, adică practic el nu mai are acum niciun fel de intimitate. Niciun fel de intimitate. Nu mai are pentru că s-a făcut ăsta rezist și voia și mult pe ea, adică era și nesimțit. Și a spus, băi, tată, băi, ești glumeț rău de tot. Ești glumeț rău de tot cu chestia ta. Și mai era, băi, era de vânzare asta, deci n-a apucat să văd pe aici. Mă știu dacă asta sau asta. Era, adică ne-a plăcut ideea în sine, pentru că, deci, nu mai știu. Da. Stai să vedem. Se vede că este, deci în spate ai dealul. Deci în spate era foarte, foarte frumos, se vedea dealul. Nu mai știu care era de vânzare și n-am apucat să vedem, pentru că s-a vândut înainte să apucăm să o vedem. A fost, nu pe Mărășești, pe Ion Necolce. Nu? Morgului. Mă rog, era, adică e frumoasă priveliștea, dar v-am zis. Da. Cam atât. Deci asta cu casele vagon sau casele care sunt prost configurate nu este neapărat ideea de că nu se poate face. Se poate face. Deci sunt tehnica avansată, se pot face o căruță de lucruri. Se pot, nu știu ce, pui, proptești, sunt ingineri, acum inginerii din ziua de astăzi și mai ales, de fapt, acum, nu. Orice tip de inginer, orice tip, inclusiv ăia bătrâni, inclusiv ăia tineri, sunt foarte creativi, adică dați sunt niște oameni care știu foarte bine, aici punem aici, adică nu se sperie de nimic, știți? Și... Dom'le, vreau și eu să... Da, se face, face mai aia. Omul este... Îți oferă, la un moment dat, unde stăteam dincolo, voiam să fac niște... Voiam eu să fac, aveam eu o chestie în cap. Și mi-a zis, da, uite, și deci mi-a dat trei soluții, din care două eu nu mă gândisem la ele. Deci așa de mult au avansat oamenii cu gândirea. Și, da, probabil că, fiind în domeniu, se loveze chestia asta și au soluții. Dar se pot face, din nou... E vorba de bani, e vorba de mulți, mulți și în unele cazuri foarte mulți bani. Deci omul, când vorbisem de orice chestie,
Deci hai să ne întoarcem la casa aia, după unde naiba este. Hai aici să vă arăt, uite la ce mă uit. Corp de casă, asta. Deci când vorbisem cu cineva de chestia asta cu acoperișul vieții, la fel, deci trebuie, da, trebuie configurat unde e Miroslau. Școlii, Mori. Ia să vedem. Nu, aici este. Vale albă. Da, deci trebuie dat aia, trebuie făcut aia, trebuie nu știu ce. Știi ce sunt niște chestii astea? Ok, le faci. Aici e. Le faci. Le faci. Asta e casa. Da? Deci fix asta e. Le faci. Doar costă o cărță de bani. Și ăsta e corpul lor. Și era și asta de vânzare. Ăsta avea curte mult mai mare. Asta e casa. E drăguță. Și au curtea până aici și curtea asta la alții este atâtica. Deci de aici până aici. Și bă, fix asta vreau. Bă, le faci. Dar cât costă? Da? Și cât costă? Cât durează? Materiale? Etăcă, 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 etăcă. Și e de multe ori o bătaie de cap. Din nou, cine are bani vrea altceva, vrea mai mult, vrea invers, vrea o căruță de lucru. Sunt niște case drăguțe pe aici, pe zona asta. Foarte mișto. Foarte mișto zona asta, dar e foarte nașpa cu accesul. Și sunt case cu teren și e tot la fel. Uitați-vă, terenul e în pantă. Da, dar adică se vede cine, diferența, adică oamenii, ce vreau să zic aici, aș recomanda oamenilor care vor să vândă cu 150-200 de mii să se ducă să se uite pe aici ce casă își poate face cineva care cumpără un teren cu 50 de mii, cu 100 de mii și mai bagă încă 100 de mii sau 200 de mii în casă. Știi? Adică faci socoteala. 200 de mii casa, plus încă 50 de mii terenul, da? 250 de mii, hai să zicem 300 de mii. Că în unele cazuri așa este, deci cumpără casa cu 150 de mii și îl mai costă încă 50 de mii renovările și făcut niște chestii drăguțe. Adică de oameni normali, din nou, oameni care au 250 de mii de euro de investit. Despre asta e vorba, deci cine are 250 de mii de euro își face o casă ca lumea coerentă, nu își cumpără o răpciugă ca să o repare aiurea. Știi, să o repare și să stea pe Miroslău la 50 de metri pătrați de curte. Da, e foarte, foarte drăguț. Aici se vede de pe stejerișul. Când vii, am fost cu bicicleta de vreo două ori pe aici, e și pe, chiar și pe jos. Și e mișto, dar este oribil cu accesul și sincer mie nu-mi place pentru că e în pantă. Adică e frumos, e pitoresc, dar nu pentru mine. Sunt oameni care, na, cărora le-ar place așa ceva, eu nu m-aș muta aici, sincer. Sincer, sincer. Nu m-aș muta aici. Iar la fel, sunt aici casă de vânzare în zona asta cu accesul la pietrele lui Solomon și e faza foarte simplă. Omor, pe aici pe undeva, prin zona asta, omor la dus, omor la întors dimineața și seara. În weekend omor de oameni care vin la pietrele lui Solomon pentru că e frumos. Știi? Și practic ești prizonier. Ești prizonier, îți faci nervi și omul este foarte, foarte mirat că, domnule, de ce nu se vinde? Nu se vinde pentru că e foarte greu cu accesul. Foarte, foarte greu cu accesul. Unde este? Acum, dacă tot am vorbit de asta cu accesul, să vă arăt și aia din central, unirea parking. Băi, nici acum nu mă descurc cu harta mereu. Da, aici sunt de vânzare etaje prin vilele astea. Și am discutat același lucru. Boss, câte lucruri de parcare sunt aici? Ia uite-le. Una, două, trei, patru. Da? Cine dă 200 de mii pe etajul ăsta de vilă? Are câte mașini are? Una singură? N-are mașină? Păi ba da, are două mașini, minim. Unde le parchează? Păi stați să vedeți cârmârbâr. Dacă v-ați uitat, la fel, trebuie să vă uitați la... Uitați-vă la voi în oraș, cum funcționează lucrurile. Sunt niște oameni care își cumpără și își refac vilele astea. Dar și refac la fel, pentru că aici nu e la fel, nu e loc de parcare. Deci omul își face garaj pentru, nu știu, chiar aici, dar am văzut că își face garaj pentru 3-4 mașini, pentru că are 3-4 mașini, pentru că
pana mea, când dai jumătate de milion de euro pe vilă sau 200 de mii sau 300 de mii pe vilă, n-ai o singură mașină sau nu mergi cu Uber, ai trei mașini, minim. Despre asta e vorba. Și acum, na, omul care vrea și el să vândă și încearcă să păcălească pe cineva cu parcarea, o să rămână cu casa, o să rămână cu buzele umflate. O să rămână cu buzele umflate pentru că nu pune nimeni botul la așa ceva. Până, na, până și omul care are 100.000 de euro, tot are un coteț de Skoda sau de Ford, ceva, ca să aibă unde sta. Cam atât.